Bună seara, am ieșit cu muștele la un joc. Pizza Parina. Sponsorul emisiunii de astăzi este firma Terra Rent-A-Car, pe site-ul terrarentacar.ro. Firma de închiriere de mașini din Pești. Încerc să mă joc și-o puțin așa. Dacă obliță se interesează. O grijă. Dar merge și apa. Puțin curentul aici. De la apus de soare. Ca băiatul aici la mână. Vindu cam tare, băi. Mă atacă mai bine, băi, pe seara. Reconvinția e adevărat. De anumită viteză. O atace. Sper mai potrivit, așa nu prea are. Alo? Nu știu câte secunde pot să putem să mai vorbim, că e rău și e mult, dă mult bateria. A mers treaba. Păi eu sunt la Basco acum. Dacă băiatul n-a vrut să mai stea, să ieream cu mașina lui.
Da, da. Am mâncat binișor, da, am, s-au luat vreo 10 kg de... 7 kg de persoane, așa. Nu, nimica. Decât un caras, decât un caras. Noaptea nu trage, numai ziua. Cel mai bine am mâncat de la 8 până la 12. 12-1, cam așa. Da. Cel mai bine. Da. Se zice că nu prea ar fi mult pe acolo, dar sunt mari. S-a luat și la un kil jumate între ei. Acum nu știu dacă ea e regula, că sunt multe structuri, dacă nu știm, nu știm să le dăm și nu le cunoaștem terenul, nu luăm, nu că n-ar mânca. Aia e cu... Păi ne-am dus cu barca, eu n-am avut acces la barca, nu mi-a dat nimeni barca. Și... Păi da, da, nu m-a lăsat, unul era cu al lui și unul cu al lui. Unul a zis că se duce și caută locuri, altul că dă el de ea. Eu n-am putut să decât să stau 8 kg, să mă uit. Eu am luat 4 kg de biban, am făcut niște filme, un prieten al meu a luat vreo 7-8 kg de plătică mare, între care bucăți la un kg jumate, le-am filmat. Am filmat și șale... Nu, plătică mare, parcă era roată de căruță. Azi că a luat și la 2 kg, cu barca pe curent la Mămăligă. Da. S-au zbătării. Nu mai merge. În legătură. Da. Mai eram concentrat cu vorba la telefon. Așa mă, frate, mă, mă ajută-ne, mă, și cu noi. O și tale, o sărăitură de aia, cam filmele americane. Filmele americane. Vrei să te vezi la cameră? Johnny, gândește. Johnny Walker. Mă, Giovanni, bagă-te pe aia. Că vine seara. Înțelește, adică... Așa. Nu pot să o prind. Voara e.
încerca și... Să lasă soarele, trebuie să vâneze mai tare, ceea ce se vede pe ecran. Adică și l-am prins cu un singur. Suntem la muscăritul de seară. L-a pacat, cum s-a prins. E activ. E seara, pe ce ajunge? Vrem să ne vedem la televizor. O să stau până încep să-mi sare strategia. Am înțeles, sigură, da? Soarele. Așa. Vedeți-o de așa. Peștele e în apă, dar să știm să-l prindem. E greu. Toată lumea întreabă, a mers, a mers? Anumite locuri. Trebuie să știi cum să-i dai, ce mumeala, la ce oră, nu. Nu se mută curent. Ah. E de învățat la fiecare pește, nu? Vorbi cu Tatian, el a învățat 5 ani de zi. Pescuitul pe aerul. Aveți secretele așa. Facem multe exerciții. Că dacă nu îi place cum se joacă, nu va da. Sănătate numai bine.